Давай посмотрим, если есть вообще кто смотрит нас. Эй, ребята, вы здесь есть? Привет. Эй, вы где-то? Где-то вы-то? Эй, вы здесь-то? Эй, привет, салут, это я, Андрей. А вот сгычит. Салут, привет, инчифачит, салут. Экзакт, да, йо, аэсто, мам трезит, шан хоторит сама салут шепивай. Смотрите онлайн, и венерсяра тусит, сла кокос. На навицу не пляка венерсярам, парирал, кокос улса дез... Ной, ну и кокос. Дар я вам рамас. В детском улилу кур дуряза. В детском... Вы ведущи, сарбаториц, що кринец, пахари ди кристалл. Ну ди Олег кристалл, ди шампани кристалл. Dar peste ani și ne rămâne și ne dispare. Bună seara, prieteni! M-aș bucura să vă salutați și voi cu mine, să-mi spuneți de prin ce colț a planetei sunteți. Eu sunt în continuare în același colț. Apropo, planeta asta nu e deloc colțuroasă. V-ați văzut cum arată globul? E destul de rotunjor. Și colțuri are e. Și tot lumea spune, în colțul lumii. Lumea e ca așa, e destul de... Nu? Care colț? Trebuie de lucrat la noțiunea asta. Noroc, Cristina Pascari spune oho, oho, știți gluma ce e, that's what she said, iată. Eugen Stratulat spune zdarov Andrei, Angela Secrieru bune, Dan Nicol bune, Valentin Cristia hai, Pavel Ciorici pe loc, eu repaus, salut, Pavel Ciorici patronul emisiunii Lumina, pe cine nu mai reușesc să salut, cu gândul, cu capul, cu inima, sunt cu voi. Eu mă salut cu voi, voi tradițional aruncați câte un like, să ne vadă, să ne audă mai multă lume. Astăzi vrem să facem un soi de concluzie acestei săptămâni, sau cum îmi place mie să spun, contuzie, haha, joc de cuvinte. Nu cred că o să spun foarte multe lucruri noi și poate o leacă mă sunt jinovat pentru asta, dar mai cu seama vreau să subliniez niște lucruri care mie mi se par importante și așa cum adesea eu o fac, eu găsesc justificarea acestor transmisiuni live, anume în acest aspect, că eu pot să mă simt interactiv discutând cu voi. Eu aș putea da share la ceva și zic, băi, eu asta am văzut, vreau lumea să afle și e despre asta. Dar e că eu vreau să dau share și să simt cum și voi trăiți același moment cu mine. Pentru că în momentul în care tu vezi informația asta și îi dai share, tu ești tare prospeșor în reacție. Ori social media e destul de, e un mediu destul de izghit de consum a informației. Apiată, și atunci când consumi, poți să îți dai share, peste 5 secunde ai uitat de această dramă publică, socială, economică, politică, așadar. Astăzi vreau să facem niște concluzii acestei săptămâni tumultuoase pentru scena politică din Republica Moldova. Nu știu dacă ați auzit, dacă nu, imaginați-vă că n-ați auzit. Imaginați-vă. Da, eu să-mi imaginez că sunt oameni care n-au auzit că ne-a vizitat pe noi un dictator. Președintele Republicii Turcia, Recep Tayyip Erdogan, a venit în vizită în Republica Moldova și a venit, cum s-ar zice, să consfințească niște cadouri, niște gesturi de generozitate pe care le-a făcut pentru Republica Moldova, așa cum s-a promis, așa și s-a înfăptuit. Turcia a plătit renovarea, nu în totalitate, pentru că și Republica Moldova a cheltuit acolo niște bani despre care până mă nu știe și companii și unii s-au dus, ca și banii care s-au dus în reparația Parlamentului la companii afiliate la domnul Voronin Sughițbun, el a muncit în opoziție. Iată, și Turcia i-a dat în jur de 10 milioane de euro, correct me if I'm wrong, dați-ne de știre dacă asta e corect sau nu. Tot mi s-a părut bine și frumos, dar când am văzut pozele cu gard în jurul Parlamentului, fotografii înconjurați de gard, femei care fac curățenii, gard, soldați cu gard, eu am văzut numai gard și o leacă de clădire și liustre, dar în rest e gard. Și nu știu dacă voi sunteți în Chișinău, poate n-ați fost de mulți ani, dar locul, sau, cum zic, trotuarul dintre gard și carosabil, Ștefan cel Mare, nu-i tare mare. Plus acolo sunt copași care umbresc destul de mult trotuarul. Și e ca... judecând după aspectul turistic al locului sau încercând să ne imaginăm cum ar arăta asta pentru un turist, e tare complicat. Chiar și pentru un turist local, stai să mergi pe acolo și mama, te poți să mă fotografiez aici? Ce e aici? Aici, ficiorașul, este Coștireață. Hai să facem poze. S-a reparat Coștireața. Turcii repară Coștireața. Hai face poze. A, cic. Mama, dar de ce nu se vede nimic? Aici, Pirisfet, acolo copacii fac umbră. Aici, gardul. Unde Coștireața? Măi, măcar să vadă, să poți urca pe scări, să mergi la clădire aceea falnică, să zărești. Nu, zapidici acolo un gard. Place moldovanului gardul, de asta el așa e de gosteprimnic și construiește garduri. Noi ne lăudăm cât de primitori suntem.
Dar te uiți la mărimile gardurilor pe care le construiesc moldovenii și cât de primitori suntem și mă tin că gardurile bat gostoprimstvo noastră. Și poate nici nu e așa de mare cât noi, pe cât noi o lăudăm. Și iată, asta tare m-a supărat. Dar turșii pare a fi ok cu acest gard săpătilor chiar li până în crâlă, mai ales amintindu-ne de cât de ușor domnul Erdogan poate să adoarmă la conferințele de presă cu Igor Dodon. Dar iarăși, eu repet, eu am mai spus-o de multe ori, noi avem o specie de politicieni în țară care pas cu pas se învață a vorbi, se învață a citi de pe foaie, mulți dintre dânși, unii citesc de pe iPad-uri cât masa, dar pauzele logice care le fac și pauzele între cuvinte și uneori accentele logice sunt atât de întortocheate, încurcate și neau o culor, încât vrei nu vrei adormi. Eu sunt nevoit uneori să ascult tare mult din actualitatea moldovenească și eu, Andruha, nu adormi, eu ascultă. Și de aghez 20 secunde de Plahotniuc sau 30 secunde de Dodon, el face pauză lungi. V-a spus, nu vă, stai, cum grești Dodon, așa, nu vă jucați cu stafilococul, da? Îl grește lent, pe tonalitate, nu preschimbă tonalitatea. Iată, și clar, deși Erdoganul a adornit. Anyway, acest cadou, apropo de președinție și după asta următoarele intenții de investiții în domeniul bancar sau reparația circului, sunt de înțeles, de acceptat. Dar un cadou de dreptul special, despre care sper că ați aflat, este, sau sunt, două autovehicule speciale, care se numesc Toma, vehicule de combatere a manifestațiilor în public. Ia gândiți-vă alea cum sună asta. Combaterea manifestațiilor în public. Și uitați-vă alea că în spate, în ultimele câteva decenii, apropo de protestele din Republica Moldova, orice tip de proteste. Hai să ne gândim la cel mai sângeros aspect, cel mai cutremurător, pur și simplu, pentru stabilitatea statului. E ca un moment în care am avut, e ca blinul stabilizdețul era prost, băi, pe vârf, erau, băi, nu erau ei de conceput altceva mai bun decât asta, e ca, și au venit forțele, și din interior ei au pătrunse și au destabilizat, și te gândeai, e ca era nevoie de o mașină care să facă, cu spumă în aia, închep la protestatari, așa e? Așa e? Sau poate ne amintim o leacă cum arată protestatarii din Republica Moldova, cel mai des, care e vârsta lor medie. Și cu ce scopuri au venit ei acolo, și cu ce instrumente au venit ei. Au venit ei cu tomagavși, au venit ei cu cocktail Molotov. Cu ce au venit ei să protesteze? Sau cu niște pancarte din când în când tipărite, scrise, ele. Ca să șară pensii mai mari, ca să apropie de Filip și să-l întrebe dacă el ar putea sau dacă Jezdan ar putea trăi cu 2000 de lei pe lună. Dar cu toate astea, Republica Moldova s-a pricopsit, sau mai cu seama Ministerul Afacerilor Interne s-a pricopsit cu două auto speciale. Poate cineva din voi nu a auzit, dar vreau să vă arăt cel puțin fragmentul în care domnul Recep Tayyip Erdogan, sau frumosul adornit, cum se spune, çok güzel adornit în turcă, a declarat asta în cadrul vizitei la Comrat. Hai să-l ascultăm. De güvenlik noktasında Toma'yı buraya getirmiş oldum. Și vreau să amintesc că începând cu ora de 21:30 ieri, au sosit două vehicule pentru combaterea demonstrațiilor în masă, prescurtate Toma, și care vor fi folosite de Ministerul Afacerilor Interne. Destul de drepturile omului. Eu așa zici, destul de molișel, așa, pe placul lui Jezdan, pe placul lui Pânzari, nu? Pe placul Republicii Moldova, care aderă la valori internaționale acceptate de toată lumea. Două vehicule, Toma, blea, au venit în Moldova. La tăta învergura de proteste care se ridică în Moldova. La cât de tare protestele astea înșarcă, sau cât de puțin protestele astea înșarcă și pot să schimbi situația din țară, noi mai avem încă asemenea două mașini. Și eu recunosc că atât eu cât și cei care poate vorbesc despre asta de bine, contribuie mai puțin sau mai mult la răspândirea unei oarecare friși. Pentru că sunt oameni care
băi, poate nu neapărat vor să protesteze, poate nu neapărat vor să revendice, poate nu neapărat cred că Republica Moldova ar trebui să fie o democrație. Ei, bun, serios. Noi, eu cred că merită să avem dezbatere, eu cred că merită să auzim fiecare voce. Poate există oameni care cred că Moldova trebuie să fie o cleptocrație, blядь. Că fiecare să furăm unul de la altul. Furăm, ne zgrie, mai până nu mai putem, de piept rupe mie cașena. Poate. Poate, poate există argumente, poate cineva din voi poate să-mi scrie în comentarii de ce e bine să nu fie democrație în Republica Moldova sau ce nu e bine democrație în Moldova. Dar cumva e că eu ader la aceste valori și presupun că și unii dintre voi cred în asta, apoi că în acest context ți-e trist că două asemenea mașini intră și îi fac pe oameni, intră în țară și îi fac pe oameni care poate încă sunt indeciși să creadă, dar eu nafic, ei, nu eu nafic, nu mă bag. Mă, bă, că ăștia sunt nebuni, uite ce fac ei, sunt nebuni. Ăsta așa are de protejat business-ul, așa l-au furat miliardul, își face imperiu, televiziuni, își crește orașul Orhei, face aeropoarte, plăselește. Nu mă bag, eu nu-i trebuie atât asta. Și că grămușor cu grămușor de frică se adună și îi spățâni, îi spățâni. Costea Barsetca, încă vreo 2-3, încă vreo 4 pe la ministerie care controlează, își dau telefonii 24-24, trompetistul, sângurie la casă, bând gen de 3 euro, îi spățâni. Dar noi mulți suntem fricoși, nu? Așa iese. Și în fața lor ajungem să cedem. Pentru că asta e un model de construcție, de construire a unei dictaturi. Tu nu trebuie puteți să-i controlezi, nu trebuie puteți să-i iei la mușcă. Trebuie să controlezi oameni cheie din sistem. Ajungi să-i controlezi pe oamenii cheie, ți-ai ibiți. Și-o luat PD-ul, încă pe când era o parte din Alianță de Integrare Europeană. Și am unul scump să facă, uita, bled, de fiecare dată la conferință de presă. De 2 ani Moldova, dar guvernările de până acum, bă, Kelly, și că tu tot ai fost în guvernările de până acum, Filip, Candu, tătă mafioznitatea voastră, tăți au fost în guvernările de până acum. Stai, Filip a fost? Poate eu gănesc. Da, Filip a fost în ministerie, scuzați. Так вот, eu vreau să ne uităm la un video, poate voi încă n-ați înțeles, este un video super fain și eu mă gândeam chiar să vă cânt, ca puțin poate să stângem din frică apropo de aceste mașini, dar putem asta să lăsăm la urmă, pentru că amu vreau să ne referim la un aspect important, e că noi grăim despre domnul Plahotniuc, dar și zicem că el nu se întâlnește cu lideri mondiali, zicem că el e în umbră, zicem că el n-are funcție, nu știu ce, dar el mă ating tot ce are o funcție, că noi am văzut pe Dodon, întâlnindu-se cu Erdogan, am văzut pe Irina Vlah, Bașcanul Găgăuzii, Pavel Filip, Candu Metincoleac a scăpat de selfie-uri cu Erdogan, nu eu sunat norocul, dar așa am înțeles că s-a întâlnit și domnul Plahotniuc, doar că pe ultima sută de metri am aflat despre asta, știi? N-o trâmbițat tare mult televiziunile despre asta, a apărut un video de 17 secunde despre întâlnirea lui Erdogan cu Dodon. La fel cum a apărut o singură poză primăvara asta, primăvara anului 2018, o poză necalitativă de la administrația de relații externe, mai nu știu cum, din aparatul Erdogan, din întâlnirea lui Dodon și a lui Plahotniuc și Erdogan. Eu vreau să vedeți acest 17 secunde de video și după asta să vorbim aleacă despre domnul Plahotniuc și întorcându-ne la Pavel Filip să înțelegem. Dacă voi vă mai amintiți sau nu o declarație de la Pavel Filip, să înțelegem. E într-adevăr domnul Plahotniuc mai deștept decât pare? Sau nu? Video așa se cheamă. Întrevederea președintelui PDM Vlad Plahotniuc cu președintele Turciei Recep Tayyip Erdogan. E de să-l pregătesc aici. Ia să dăm. Îl vedeți? Păi genial. Deci 17 secunde pe canalul Partidul Democrat din Moldova. Un video postat pe 17 octombrie. Fii atent, eu sper că voi să auziți bine, eu vă anunț din start, voi să nu vă concentrați prea tare urechile, acest video n-are vorbă, nici un cuvânt nu s-a spus în 17 secunde. Dacă eu pot termina anumite lucruri în 17 secunde, Plahotniuc nu a putut nici înșepe să grăiască în 17 secunde, atenție! E parcă a văzut un babior mort și cât dâși. Oh my god. Băi, e genial și pot suprapui. Op, scuzați-o leacă. Ai. Și s-a întâmplat. Scuzați. Și s-a întâmplat, ei. De güvenlik noktasında Toma'yı... Scuzați-mă. Și v-a întâmplat?
What? Tă normal mă auzeți? Scuzați, un glioc s-a întâmplat. Vedeți, ei tot și este o... Este și o doză de karma. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Eu mai sunt live. Ați un glioc s-a întâmplat. Vedeți, ei tot și este o... Da, eu mai sunt live. Scuzați. 1, 2, 1, 2. Eu mai sunt live. Revenim, iertați-mă, prieteni, eu sam sunt regisor, numai două mâini am și uneori când îmi văd plahotniuc, a doua coboară mai jos de buric. Revenind la video despre care vă vorbim, ia câtă-l întrevederea. Așa de repede a trecut 18 secunde, că eu nici, eu vreau să mai văd asta odată. Așadar, ia câtă-l. Băi, și serios, poți suprapui orice, poți să arăți o fetiță care le cântă, poți să arăți o paradă de modă, doar că Plahotniuc mai zâmbește, știi, el e ca și cum good cop. Dar Erdogan nu zâmbește, băi, nici pentru o clip, uite la dânsul și chislui. Bun, eu înțeleg de fapt, deși ceva convenit și nu m-au investit, nu m-au băgat bani în țara asta. Și Dodon, doar și eu spus, că Petrunică, el nu-și rut nică, turșii niciodată nouă nu-și rut nică. Și așa cum noi suntem oameni înțelegători, creduli, noi credem pe cuvânt, într-adevăr, turșii nu-și rut nică, pur și simplu au venit niciodată gratuități. Doar știi de obicei în viață cum se întâmplă. Nu știi, lucrurile gratuite, știi cum se spune, că sunt cele mai scumpe de fapt. Apică și în cazul ăsta, lucrurile gratuite sunt cele mai scumpe. Moldova a trebuit să plătească cu niște chestii prețioase pentru noi, prețioase pentru mulți dintre noi, dar absolut lipsite de valoare pentru ceva și care sunt bandiți, care sunt vasioși, care sunt criminali, care n-ajung să se întâlnească. Nu e ca, eu deși am pornit la această întâlnire pe care a avut-o Plahotniuc cu Erdogan, încercați să săpați în memorie câte întâlniri au mai avut Plahotniuc cu lideri mondiali sau cu tot soiul de personalități din politica internațională. A? Hai să ne amintim. Președintea României? Не помню. Cu Ponta? Da, cu Ponta, da, este lider, Ponta e lider. Cu этот самый Порошенко? Порошенко ясный красный, да пой кой сам împărțit și împart până mu afaceri, drujoc și cu Platon, nu exchange-ul ăsta a fost, eu îți dau ceva, tu îmi dai altceva. Cu Putin. Cu Putin încă nu s-a ajuns, că не дотягивает, Плахотнюк încă probabil не дотягивает. Dar aici se gândea, blin, europenii ne-au întors spatele. Și noi lor, de fapt. Și drept. S-au supărat foarte tare că am anulat alegerile în Chișinău. Păi dumneavoastră, mi-a niște alegeri, mi-a spus, ce, 4 ani, eu mai eu. Și așa, s-au aprins europenii ăștia, da? Hai să vedem ce facem, hai să mergem în Est. O și el e până în Crâlă. Mergem în Emiratele Arabe Unite, mutăm acolo niște bani. Mergem la Turcii sunt influență în zone, Turcia să ne ajute. Și Turcia să ne ajute cu... Și material, și filozofic, turșii știu și cum și pe unde se pătrunde. Eu tare vreau să vă recomand un articol pe care l-a scris Gheorghe Ierizanu. Hai să încerc să-l deschid aici, poate să-l vedeți voi, da, Gheorghe Ierizanu, pe ierizanu.cartier.media. Gheorghe Ierizanu, directorul editurii Cartier. Un articol intitulat Erdogan. Eu o să încerc să vă-l citesc repede și sper să fiți atenți la ce scrie. Eu sinteză foarte... faină a recentei biografii politice a domnului Erdogan. Și încheierea, bineînțeles, că este emblematic pentru ce înseamnă Republica Moldova, amu și ce a fost această întâlnire pentru Republica Moldova. Așadar, sunt trei Erdogani. Primul, liberal și tolerant, în 2002, când Partidul Justiției și Dezvoltării AKP a obținut victoria în alegeri. Și avea nevoie de susținere. Scuzați-mă, eu nu respect accentele logice, iertați-mă. Primul, liberal și tolerant. În 2002, când Partidul Justiției și Dezvoltării a obținut victoria în alegeri. Și avea nevoie de susținerea cercurilor liberale din Turcia și din afară. Al doilea, Erdogan. În 2007, când a început epurările în cadrul armatei și demonstrațiile de amploare pro-republicane. Atunci Erdogan nu s-a mai sfidat să declare public că merge pe o agendă islamică și împotriva militarismului. Eu cred că militarismul sau eu sper că domnul Erzanu, sper că e intenționat a făcut această greșeală, militarismului kemalist. Dar a promis toleranță pentru societatea civilă. În această perioadă, AKP-ul lui Erdogan s-a aliat cu mișcarea lui Gülen. Gülen, apropo, este omul care până acum se consideră a fi omul mare al opoziției turcești. El este un exilat turc, este omul care
au investit în licee, în instituții academice around the world. Liceul Orizont este un produs al lui Fethullah Gülen. Sper că nu-i greșesc numele. Și că aici scrie foarte clar că prin 2007 până în 2012 erau împreună. Așa cum Plahotniucu a fost împreună cu foarte mulți. Așa bun nu mai este. Oare de ce? În 2013, când a crezut... Asta e al treilea Erdogan. În 2013, când a crezut că este suficient de puternic ca să fie pe față antiliberal și antipluralist. Asta înseamnă... Băi, gata, am pătruns, au trecut câțiva ani, ne ajungi, eu sunt singur, nu mai vreau pe nimeni lângă mine, eu vreau să fiu cel mai tare, cel mai puternic. S-a debarasat de mișcarea de Gülen și de non-islamiști și i-a îmbrățișat pe naționaliști. Frumușel? Frumușel. Probabil n-ați vrea mult să începem să discutăm despre ce înseamnă naționalism. E too much. Dar faptul că tu îi alungi pe oamenii care vin din mediul academic, care miroasă înțelepciune și ei pe oamenii pro-religie, aproape fundamentaliști, cu toate că pentru turci asta e o chestie o leacă nepotrivită, tu iei pe oameni religioși alături, tu te cuprinzi cu dânsi, tu iei pe naționaliști, care sunt șerbunturi, flagul sus, eu sunt patriot, voi țineți minte ce a făcut Șor vara asta, pe 27 august, a declarat Orheiu, capitala patrioților Moldovei. Patriote Moldova! Gândiți-vă la cuvântul ăsta, patriot. Când ultima dată l-ați folosit apropo de Republica Moldova și ați înțeles pe deplin semnificația acestui cuvânt? Ești patriot în sens că ești gata să rupi cămașa de pe tine? Ești gata să mergi într-un conflict armat? Sau cunoști ditate despre Moldova și despre moldoveni, așa încât ții la fiecare colțișor, geografic, la resursele umane Republicii Moldova. Care resurse umane? Se întreabă Organizația Națiunilor Unite. A? Și înseamnă patriota Moldovei. Nu contează, nu trebuie tare multe întrebări să adresezi. Glavul să folosești cuvântul ăsta. Sau pui pe flaguri, sau pui pe printuri și să faci concerte. Dacă faci un concert, ești patriot. Vii la concert, super patriot. Vii la concert în Orhei, la salut, cu fervercuri, mega patriot. Panimaș? Și așa este, s-a înconjurat cu oameni și a ajuns. Idolul lui Erdogan, Abdul Hamid al II-lea, sultanul care a dormit, ca și Erdogan a dormit, a domnit peste Imperiul Otoman din 1876 până în 1909. Atunci au fost încetățenite tezele islamului politic. Abdul Hamid al II-lea este autorul moral al iepurării armenilor din 1915. Este idolul lui Erdogan. Simpatic. Un citat de la Erdogan despre democrație. E emblematic. Democrația este doar un tramvai din care coborâm când am ajuns la destinație. Am senzația că în cazul Republicii Moldova, așa care s-a suit în tramvaiul ăsta democrației, sau așa care îl condușeau, așa de tare au înțeles că n-au nici permis, nici cunoștință, încât peste câteva stații au ieșit, că s-au speriat, cum cineva zice, acolo în fund ați achitat și repede au zbugit, au ieșit, au crezut că au ajuns la destinație. Tare mulți au crezut, da, tare mulți. Serioca Sârbu, sughiț bun, Pavel Filip, sughiț bun, judecători, primari, care se închide că așa e de frică dacă ne întâlnești pe la sărbători, vara, prin Chișinău, sau mergi prin țară, apoi vin să aproche și zic, da, noi tot urmărim emisiunea Lumina, dar sunteți bravo și faceți numai că nu putem să spunem pe față, că vă dați seama. Nu, blete, nu-mi dau seama. Nu-mi dau seama, ei, nu-mi dau seama. Că voi sunteți sute, aici e 1, 2, 3, 4, 5. Nu-mi dau seama, deși să continui să faci din frică o chestie care să te conducă de dimineața până seara. Ți-e frică, băi, și să pierzi un job de 6.000 de lei pe lună? Cât trăiești un primar în Moldova? Huh! Și la final, ce a spus Dodon despre Erdogan? Președintele Dodon a zis că Turcia e un model pentru noi și l-a decorat pe președintele Recep Tayyip Erdogan cu Ordinul Republicii. Frumușel? Frumușel! Un om care are idoli precum Abdul Hamid al II-lea, un om care a epurat opoziția și presa de opoziție din țara lui, un om care s-a înconjurat cu islamiști și cu naționaliști, aici e om demn de Ordinul Republicii. Ei, da, așa cum Dodon decorează pe deal de Kirkorov, de ce să nu-l decoreze și pe al de Recep Tayyip Erdogan? Doar că eu mă întreb... De fapt, nu mă întreb, eu acum cred că înțeleg, deși Recep Tayyip Erdogan nu tare o zâmbit în cadrul vizitei lui în Moldova. Lui Blet, i-a spus cineva că Dodon a decorat și oameni ca Kirkorov.
Și au zis, fuck my life, unde am ajuns eu, băi, am crezut că vin să-i repar o președinție, îi dau acolo niște oameni, mai încalcă drepturile omului, mai expulzează, mai extradează niște profesori, dar chiar așa, băi, chiar așa. Și că asta i-a făcut un gust, i-a lăsat un gust amar apropo de vizita în Moldova. Plus, nici pe la Cricovi, nici pe la Milești Mici, musulman, probabil nu bie, I don't know, nu știu dacă tare a fost, a rămas încântat de vizita în Republica Moldova. Iată, asta e așa un aspect despre care am vrut să vorbim. Acum vreau să vă reamintesc că acum o săptămână, sau mai mult de o săptămână, în cadrul emisiunii, of, Doamne, cum se cheamă, Puterea a patra, eu uit întotdeauna, Puterea a patra cu Gheorghe Gonța de la N4, a venit Pavel Filip la interviu. Și Pavel Filip a avut o intervenție tare curioasă, care sper să rămână în istorie. Și dacă voi n-ați văzut-o, hai să o revedem acum împreună, să ascultăm alea că atât întrebarea cât și răspunsul, întrebarea jurnalistului cât și răspunsul prim-ministrului. Так, где это у нас? Это у нас здесь. Ашадар. Так, ну грешишь, скинь на печь. Сфинца улиджали, абсолютно. Треба... Это есть un lucru, которое unele deci făcut același lucru în campanie. Deci discuția a început... Bun, eu aș îndrăzni să-l critic pe Gheorghe Gonța, eu probabil n-am atâta experiență cât are Gheorghe Gonța în materie de jurnalism. Dar hai să pornim cu premiza că acest video îmi provoacă o leacă de tristețe. Gheorghe Gonța are o șansă unică să discute cu prim-ministru. Și el începe cu niște întrebări care s-o leacă tupicovie. Și nu-l avantajează pe dânsul ca jurnalist, dar din potrivă, îl scot basma curată pe prim-ministru. Foarte multe exemple care de politicieni, că apoi vine guvernul, vine că ulterior, când vom merge în campanie electorală, oamenii vor pune întrebarea către Partidul Democrat. Ce ați făcut? Ați luat decizii corecte sau nu? Din punctul ăsta de vedere, mi se pare un lucru absolut firesc și nu înțeleg de unde atâta isterie și declarații că unele decizii se iau la sediul Partidului Democrat. Este adevărat că noi consultăm, este adevărat că noi dezbatem împreună cu colegii de partid cele mai importante decizii care apoi sunt aprobate de către guvern sau chiar de către majoritatea parlamentară. Da, bratan, da, numai nu e normal să iasă un ceva fără funcție în stat să spună că el anunță campania Drumuri Bune în Moldova, dar banii sunt și cu câteva luni înainte de a mă stabiliți, direcționați în bugetul de stat de către Ministerul Finanțelor. Nu e normal asta, nu e normal, banii sunt și din fonduri externe, nu e normal el să-și culeagă toate laurele la patru televiziuni. Nu e normal el să declare că faci ce și Juzdan a zis că da, dar noi de-am de două săptămâni am început să facem această campanie. Nu e normal el să spună că se vor redeschide școli la distanță de 4 luni după și Babuc a zis că nu, de fapt am continuat să închidem, că tot și e destul de bine să optimizăm procesul ăsta, e bine să închidem anumite școli cu unii copii, nu merg duc 3 copii la o școală întreagă și să încălzești o școală întreagă pentru numai 3 copii. Nu e normal asta să se întâmple, bratușca. Братишка, братанушка, брательчик, Филиппочек, Чучик. Да, asta în contextul în care Gheorghe Gonța probabil a întrebat despre importanța domnului Plahotniuc în societatea moldovenească. Iar unde puteți duca asemenea întrebări sau unde puteți duca asemenea răspunsuri? Și de ce vă spuneam că nu-mi plac? Dar urmează un aspect interesant a discuției. Ipocrizie, pentru că... Lui Filip nu-i plac jumătățile de măsură sau ipocrizia? Atențion! Cei care astăzi vorbesc de lucrul ăsta nu au decât să facă o căutare pe Google, să vadă de pildă cum Maia Sandu, când era în funcție de ministru al educației, apropo în guvernul Leancă, când domnul Filat nu mai era prim-ministru, declarau de la partid, de la PLDM, strategie pentru educație, cum mergea împreună cu domnul Filat și inaugura grădinițe reparate și tot așa mai departe. Deci, cel puțin, Plahotniuc astăzi nu merge alături de miniștri la acțiunile guvernului.
Aha, asta n-am mai ajuns. Plahotniuc merge pe la hramuri pe Nispăreni. Plahotniuc merge de ziua Sfântului Vasile în Nispăreni cu șase dintre voi. Nu, Plahotniuc nu merge, dar șase dintre voi, șase funcționari publici, îi mulțumiți lui la microfon. Și spuneți că din motive obiective el astăzi nu a putut fi alături de noi. Dar, bă, mușicu-i cu voi, mușicu-i cu voi, mușici mei. El e pentru voi, dar nu a putut și, dar e cu voi. V-a dus Inahot, Trisudiesc, Carlos Dream, saluturi. Tot pentru voi, tot pentru voi, bă, el e cu voi, dar nu a putut fi cu voi, dar el e cu voi. Ei, maladeț. Nu, mai bună, bună paralela asta. Și aici trebuie să eu sunt departe de gândul că chiar în actualul guvern sau puțin timp în urmă ministrii de la PLE, Munteanu, Corina Fusu sau Chirinciuc luau decizii fără a se consulta cu președintele partidului Mihai Ghimb. De aceea asta este un lucru care puțin mă enervează. Trebuie să fim sinceri și să numim lucrurile pe nume așa cum stau ele. Bă, eu când aud, când văd Pavel Filip și când aud cuvântul enervează din gura lui, băi, n-ai cum să nu tremuri. Și nu văd nimic rău în aceasta că se consultă cu partidul și se iau decizii împreună cu colegii de partid pentru că suntem din aceeași stofă, o vrut să zic eu. Echipă, doar că, iată, de 2 ani jumate, aproape 3 ani, au devenit ăștia de la Partidul Democrat foarte răi și imediat toți ceilalți sunt sfinți sau îngeri. Deci, absolut. Asta unde au auzit el așa prostii? Unde au auzit la câteva televiziuni, la câteva site-uri, în câteva zeci de postări sponsorizate? Eu n-aud asta, din potrivă. Cum adică Partidul Democrat a devenit rău în ultimii 2 ani? Nu, datorită ultimii lor 2 ani nu există sfârșitul lumii în lume. Și nu chică asteroiți peste noi. Pentru că tu, Filipoc, aduci butulci de viscari cumpărate pe 3 de veci doar ca să demonstrezi că noi avem comerț ilicit de alcool pe online. A? Noi de asta ne ținem. Deci trebuie să numim lucrurile pe nume așa cum sunt ele și să încercăm să fim cu toții puțin mai sinceri. Să încercăm să fim cu toții puțin mai sinceri? Fuck! Fuck! Șleop, 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 Gheorghe Gonț, așa trebuie să-i faci. El are pahar de apă, tu ai pahar de apă lângă tine. Băi, nu strochi deodată, că mai ai o emisiune întreagă, ia uite, o oră și 10, măcar o leacă, un spray de ăsta, nu ca cu Toma, cu mașinile, dar o leacă peste față, să-l trezești. Tu auzi ce zice el. Omul ăsta vara asta s-a susținucis politic de câteva ori cu declarații false de pe la tribune de partid, cu declarații false post-proteste. Și el zice că nu, el zice de sinceritate, ipocrizie. O leacă, Gheorghe Gonța, o leacă niște, măcar, e ca așa știi când iei în gură, nu? O leacă să-l strochești trebuie față ca să trezească. Pentru că el pare tare adornit în jisul lui de democrație în Republica Moldova. Dar ca să fim un pic mai sincer. Hai, hai. Dar cum poți fi și mai sincer decât deja? Pavel Filip ți-a zis că îi place să fii sincer. Voastră și echipa Partidul Democrat în campanie electorală, asta apropo de Maia Sandu, când veți merge și lumea vă va întreba, dar cum e posibil ca unul dintre cei mai puternici sau cel mai puternic om din țara asta, Vladimir Plahotniuc, își permite să dețină 4 vile în afara Moldovei, asta potrivit RAIS-ului, potrivit unei investigații a RAIS, și iată, apropo de Maia Sandu, ea a sesizat Procuratura Generală. E că asta e acel exemplu de întrebare tupicovă. Dar când veți merge în țară și lumea îți vă întrebe, dar cum e posibil ca cel mai puternic om din țară, atenție, atenție la fiecare cuvânt, să aibă 4 căs care nu le-a declarat conform unei investigații, și o să răspundeți? Pe bune, nu, că ce poți obții? Tu nu îl bagi în capcană pe Filip cu așa ceva. În primul rând, tu deja spui cel mai puternic om din țară. În al doilea rând, e posibil oricum vari metode, zeci de metode prin care un om poate să aibă 4 căzi peste hotare. E posibil că Plahotniuc a făcut în anii 90 din videosaloane și tipografii, a făcut milioane și a cumpărat 4 căzi. E posibil, nu e probabil, dar e posibil să făcut asta. Întrebarea asta n-a să te duc tare departe. Mai degrabă întreabă-l și l-a motivat pe domnul Plahotniuc să nu declare asta în perioada în care era deputat. Și juriști l-au consultat, nu le-ați așa de șmecher încât să repede transfere pe soție proprietățile, a? Dar Filip se eschivează prin cu totul alt răspuns. Un răspuns care și drept știi, l-a eschivat o leacă, dar ne-a dat nou un gram de înțelepciune. Atențion! Privind urmărirea penală, domnul Vladimir Plahotniuc,
pentru că chiar ați pomenit și dumneavoastră că sunteți, că vă cunoașteți de mult timp, aș vrea să fiu clar cu întrebarea, subiectul ăsta al Raisului. Aceste case sunt ale domnului Vladimir Plahotniuc? Sincer, prim-ministru trebuie să spună asta. Gheorghe. Nu am numărat casele domnului Plahotniuc. Trebuie să luăm în calcul multe declarații care sunt astăzi în societate și multe știri prin prisma campaniei electorale care se apropie. Yes! E că aici trebuie găbjit! Trebuie să luăm multe declarații care se întâmplă mult prin prisma campaniei electorale care se apropie. Mulțumesc, domnule Pavel Filip! Îl auzi pe un democrat spunând că, hei, asta noi pur și simplu... Cine v-a văzut zis să-i cu drumuri bune asta campanie electorală? Noi de asta și-am zis alegerile să le facem la anul, nu ca să ne păstrăm mandatele deputați, nu ca să știm continuare la Guvernul Republicii Moldova, nu. Ca, pur și simplu vouă să vă arătăm că multe din ce facem noi anul ăsta, deloc în campanie electorală. Nu spunem minciuni, nu ne place sinceritatea. Cum e? Cum să nu-l prinzi, Gheorghe? Cum să nu-l prinzi în momentul ăsta pe Filip Boc? Pe de o parte. Pe de altă parte, eu pot să vă spun cu certitudine că Plahotniuc este un om care cântărește foarte bine. El cântărește sau el se cântărește sau cântărește altceva? Deciziile. Sunt declarațiile pe avere pe care le face. Domnul Plahotniuc are niște declarații de avere atât de grele încât el ajunge să le cântărească, le înțelegi? Nu e acolo una, două, trei foi, care online, care e poștă tradițională, dar este cântărește, el se uită, iară, bălin, las mă doară bicepsul, cât se poate atât de bogăția, mă gândesc, ce să fac cu astea? Da, ce să fac cu căsele astea? Pune-le jos, băgi mâini, apați-le în asfalt, să nu le mai vieți. Costea, nu crei prostii! Înțelegi? E o suferință pentru domnul Plahotniuc. Așa, și mai departe, cântărește bine. Eu am toată încredere că declarațiile pe avere care le-a făcut fiind persoana publică atunci când a fost în funcție de deputat și obligațiunea de a face aceste declarații, le-a făcut fără rezerve și le-a făcut absolut corect. În rest, nu cunosc câte case are, câte nu, dar eu cred în declarațiile pe avere pe care le-a făcut el. Adică, domnul Plahotniuc, ca să scurtez acest mesaj, este mult mai deștept decât să apărea la prima vedere ca să umble, să ascundă ceva. Eu cred că este... Gata! Pecetluim acest moment. Pentru asta mulțumim Gheorghe Gonța, chiar dacă nu a intuit, nu a căutat acest răspuns jurnalistul Gheorghe Gonța, noi l-am obținut. Domnul Plahotniuc este mult mai deștept decât pare la prima vedere. Așa că atunci când noi ne uităm la asemenea episoade din viața domnului Plahotniuc, când el nu pare tare deștept, pentru că el e înconjurat de niște oameni, de niște sfietnici care îi zic: trebuie numai decât, domnule Plahotniuc, numai decât trebuie să facem documentar cu dumneavoastră, cu Cristi Tabără. Ați vedeți cum ați crească ratingul? Pute ratingul, nu a ajutat cu nică. Trebuie, domnule Plahotniuc, trebuie să investiți acolo companie de lobby, să vă întâlniți cu... Ei, nu contează, să zicem că sunt americani acolo, flăgușor american. Nu sunt lideri politici internaționali, că nimeni nu vă prânește la dânsă în birou. Când mi-ați stăteți un bandit, tot lumea știe. Spun consilierii lui Plahotniuc în față și eu. Dar lăsați că îți găsim un dictator. Unu, da, să-l găsim și să se întâlnească cu dumneavoastră. Și că, ia câtălă, Plahotniuc, 17 secunde de glorie cu un președinte al unei țări. Gata, până aici eu fost. Mai mult, cu un asemenea vasioc, nu pare să vrea să se întâlnească nimeni. Dar cu un dictator, paftim pajalosta. Mai ales când un dictator vine cu două cadouri pentru Jăzdan. Două autovehicule speciale Toma. Vă reamintesc, domnul Recep Tayyip Erdogan ne-a acordat nouă tuturor. Tot trebuie să simți parte din această bucurie, pentru că și tu ești plătitor de impozite și eu plătesc impozite statului Republica Moldova. Noi trebuie să ne simțim fericiți că Republica Moldova... Uite, vrea la fața lui Erdogan! Noi trebuie să ne simțim fericiți că Republica Moldova să aibă în sfârșit două autoturisme ca să combată manifestațiile astea, care, blin, ați observat atât de violente ele. Uneori vin copii vin și plâng, blin, atât de tare plâng copiii. Tocmai, e că așa plesnesc la,
la funcționari publici plesnesc aici dopurile, poliția se dezorientează, aici curge așa sânge, blin, la Folger. Ați auzit Folger? Detașamentul, așa, curge sânge din ochișori. Nu se mai poate. Trebuie de oprit asta cu niște vehicule. Toma, revenind la aceste vehicule, la acest cadou turcesc primit de Republica Moldova, vreau să vă reamintesc că Pavel Filip, în această emisiune, apropo, la fel a recunoscut, Pavel Filip a mai fost rugat, sau nu a mai fost, el a fost rugat anterior, el a recunoscut asta, a fost rugat de partea turcă, turșească, cel puțin să închidă liceele Orizont. Asta mai timp că s-a întâmplat în primăvara anului 2017. Deci moldovenii au fost rugați să închidă liceele și atunci moldovenii au zis, ca și cum, blin, băi, nu stai o leacă, nu. Știi când deodată zici, oi, dezbracă-te. La medic, ești dezbracat și tu câte o leacă așa te rușinezi, câte o leacă nu-ți mai arăți chiar tot așa e mai bun. Nu știu dacă e bun exemplu ăsta. Dar turcii au șerut mai mult ca moldovenii să dăi măcar o lecuțică. Și acel măcar o lecuțică s-a întâmplat toamna asta. Când Plahotniucul zice, băi, asta e teoria mea, nu știu dacă e adevărat, probabil. Europenii au întors spatele, n-am cu cine druji, dar eu am nevoie de druji în viață. Cristi Tabăr nu-i drug adevărat, el poate să mă tradeze în orice clipă, el joacă șahmat foarte rău, îmi trebuie un drug adevărat. Cine? Un dictator care să mă învețe minte, un dictator de la care asam și învăța, un dictator de la care asam și împrumuta și căruia să pot și eu să-i dau în schimb ceva. O prietenie sinceră, durabilă, bazată pe interese, dar plină de afecțiune. Așadar, s-au găsit unul pe altul doi bandiți, Plahotniuc cu Erdogan, și au semnat acest pact de drujbă. Eu presupun că aceste două mașini, alte gratuități, promisiunile de investiții în sectorul bancar, promisiunile de renovare a circului din Chișinău, trebuie privite sub aspectul filozofic al lucrurilor gratuite în viață. Reiterez, poate cei care s-au conectat mai devreme nu au fost atenți. Dar eu personal pot să judec după lucrurile care ne se întâmplă în viață tare des. Când un lucru e gratuit, și nu mă refer la gratuități gen îmbrățișări de părinți, sărutări pe obraz de oameni iubiți și așa mai departe, gratuități la nivel de oameni care apar în viața ta întâmplător sau nu și la care tu ai o doză de intuiție care îți spune, băi, dar oare merită acest bucată de cașcaval din mășelovcă? Sau e frumoasă, e gratis, dar totuși e în mășelovcă. Și că ar merita, măcar cu o bucățică de gând să privim aceste gratuități ca pe o labă foarte dură, o labă acaparatoare, peste tot ce a însemnat rămășiță, eu nu mai zic democrație, rămășiță ale democrației din Republica Moldova. Hai să ne întoarcem încă o dată să vedem cum arată acest vehicul într-un video promoțional, vehiculul Toma, într-un video promoțional al companiei care le produce, o companie turcească. Să vedeți ce muzoane folosesc pațănașii, cum descriu tot asta. Ia să mergem pe YouTube să-l vedem. Asta e dacă nu greșesc. Și eu v-am propus anterior, dacă a să ne uităm la asta cu o leacă de umor, a poate să putem depăși orice gram de frică. Auzi, strochești pe acolo, pe dincolo. Da, tu știu. E ca așa ceva, de așa ceva era nevoie în Moldova. Tot este în regulă în Moldova. Pensiile la timp, pensiile sunt mari, nu explodează baloane cu gaz în Chișinău. Nu, tot normal, tot e posta pusicica, gata, tot avem. Dar două asemenea vehicule, e că asta nu a ajuns la Ministerul Afacerilor Interne. Sunt sigur că și angajați Ministerului Afacerilor Interne, care sunt plătiți, vot e ca așa de bine, cu condiții vot e ca așa de bune, motivați na zilnic să nu iei mită, nici un gram. Sunt tare bucuroși că noi avem asemenea două mașini. Normal. Sloganul, coaie mici, mașină mare. Ia hai. În cazul meu sloganul ăsta poate să iertic, eu chiar am nevoie de mașină mare, că noi de-am suntem 6 în familie, asta așa o notă de subsol, să nu credeți că sunt oameni cu mașini mari care au probabil școai mari, adică nu vreau să judec. Urmărim așadar, teșecurțuleg, hai să comentăm asta. Hop, chop, 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 chop. Hai, curșun, ce cermes, vom ce balistic curma. Hai. İçeri din komutalı konkuruma, tot iyi dinseles. Yüksek çöncürlü, yakış ve nevoye Moldova. Yüksek çörütürlülü, görüntüleme sistemi, dokunmatik ekran ve hasım komuta. De asta ve nevoye Republika Moldova. Ai o bunică, un bunel trăind cu o pensie mizeră în Republica Moldova, care se întreabă de unde să mai iei bani de lemni ca să se încălzească la iarnă.
închidi gura, spune ca să avem yüksek göksürlü kontrolleme sistemi, dokunmatik ekran, astra koyma görlük alım. Explică-i asta, ca să te înțeleagă. Și înseamnă, de fapt, progres, stabilitate. Ei, crasa ta! Ai acest autoturism, poate să scoate lopățica, poate să scoate șătăcica, cu lopățica înainte și peste protestatare, pensionerii, da voie, așa, gin, 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 lambalar, lambalar, projectorler, dacă ai de organizat un concert la Băcioi, pornește un camion cu projectorler, lambalar, anunț sistemul aici în cărâma, merge pe asfalt, merge pe patru roți, merge cu avarice, stropește cu struica. Asta cel mai important, probabil. Oi, nat! Oi, banacica! Chi s-a auzun? 50 de metri soatma! 50 de metri struica! Puțini care se pot lăuda cu asemenea struică. Vehiculul Toma are asemenea struică. Acum și în Moldova avem asemenea struică. Rainbow effect în piața mare internaționale. Așa, două struici una în alta. Hopa, hopa. Și muzică clasică fundal. Hopa, oh. Dar mie mi-a venit o idee. Eu cred că am o idee. Am ușa să vă spun. Înainte ca să vă spun, am de fapt alt teorie și alt gând, vreau să sugerez, poate există oameni la Ministerul Afacerilor Interne care ne urmăresc, dacă ajungeți să folosiți aceste mașini nemiloase cu oamenii și cu drepturile oamenilor, omului, oamenilor, pentru că sunt oameni, mai mulți oameni sunt, nu numai un singur om, nu poți zici că sunt drepturile omului și și la oameni și n-au drepturi, sunt drepturile tuturor oamenilor. Dacă ajungeți să folosiți aceste mașini, nu împrumutați la turci doar obiecte materiale, împrumutați la turci și înțelepciune, care puteți culege din arta cinematografică din Turcia. Turcii au o bogată artă cinematografică în materie de filme de acțiune. Sunt doar câteva, care foarte ușor, dacă scrii Turkish action movie, YouTube video, yakşamlar, repede găsești niște video superbe, pur și simplu. Eu din prima am găsit niște video și tare vreau să vă arăt și vouă să vă împărtășesc. Poate noi, văzându-l împreună, a să înțelegem de fapt anumite tactici de acțiune, de luptă, care ar putea să le împrumute și cei de la Ministerul Afacerilor Interne, atunci când scot aceste autovehicule din garaj, frumușele, cu struica activă. Ia să vedem. Asta e o scenă dintr-un film de acțiune în care are loc o crimă. Oh! Oh, banacica! Oi, banacica! Stați o leacă! Femeia l-a împușcat, da? Ia uitați-vă! El chică pe pat! Femeia, oh my god, el se spare, el știe ca să moară. Femeia îl împușcă, dar el unde era? Pe pat, și? Dar el de nu mai era pe pat. Iată el în închisoare. Ai, 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 ai. Dragi colaboratori ai Ministerului Afacerilor Interne din Republica Moldova, reamintesc, folosiți aceste tactici de luptă din filmele de acțiune turșești atunci când zavodiți mașina, înțelegi? Acolo scrie că strui ca să meargă înainte în protestatare, dar voi întorșeți-o 180 de grade, stricați la babuha, ușor să strică, cu efort să strică. Stricați la babuha și drept în colaborator îndreptați. Pentru că apa, asta e izvorul vieții. Dacă tu ai o struică cu izvor de viață în cap, tu ești plin de viață. Nu trebuie să strochești protestatarul. Aum! Nu uite mai departe, moare sau nu? Oh my god! Eu credem că l-am pușcat aici unde e borcica asta la chept. Dar îi curge din mână. L-am pușcat în mână. Doamne, câtă durere are acest person. Încă o dată. Oh my god, în același loc l-am pușcat. Sau în palmă. Unde l-am pușcat? Nu înțeleg. Oh my god, o strici oglindă. Oi, nu da jos mobila. Nu da jos, că e de la mâca. Oi, 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 iar l-am pușcat. Dar unde? În același loc? Sau în palmă sau în pânce? Nu murdări pereții, băi, scatina. Am făcut reparația anul trecut. Ai, de două ori în spate l-am pușcat dintr-un singur vâstrel. Dragă colaboratorul Ministerului Afacerilor Interne, fii atent la aceste lecții care sunt gratuite pe YouTube. Domnule Cafcaliuc, domnule Pânzar, domnule Jizdan, aceste lecții sunt gratuite, sunt gata, așteaptă să fie utilizate de voi. Sunt o groază de alte exemple, dacă scrii Turkish Action Movie pe YouTube, eu sper asta să fie un pas important în următoarea carieră, în următoarea, în viitorul acestor mașini, acestor autovehicule în Republica Moldova. Dar, dacă încă mai sunteți în căutare de idei, eu mai am una. Duminica aceasta, pe 21,
Pe 21 octombrie are loc adunarea națională PDM pentru Moldova. Se va desfășura de bine că trebuie să pară de rănățărare. Nu știu dacă voi ați știut sau nu, dar Partidul Democrat din Republica Moldova este un partid de facto, adică pe bune este un partid și că are simpatizanți. Eu tot credem că ei sunt 13 la număr, dar din ce și am înțeles de la primărie, din ce și ne-a anunțat site-ul primăriei, apropo de evenimentul din duminica aceasta, PDM o să așteaptă la o cifră de 60.000 de oameni care vin în piață. Eu am primit în privat un mesaj la cineva care lucrează la autosalubritate și a spus că acolo oamenii sunt obligați să iasă. Am auzit oamenii de pe la Rezina care sunt obligați să vină la această adunare a simpatizanților Partidului Democrat. Am auzit primari care spun asta. E tare greu de confirmat. E tare greu să-i convingi pe oameni să grăiască despre asta. Să protesteze, să revendice, să spună că băi, noi nu vinim. Dar poate ideal ar fi să vă duci încolo, nu e nicio problemă, să vă duci, dar să rugați să aduc și mașinile astea care strochesc. Și să faceți un salut frumușor, frumușor și un rainbow, un nebun, nebun, un rainbow și pe urmă când mașinile se îndreaptă, înspre scenă, că nu mai iese domnul Plahotniuc, Nicolae Bascov și membrii mai are Partidul Democrat. Mă zic numai doi, Plahotniuc și Bascov, eu așa știu. Kirkorov e la socialist, da, deci să iasă Plahotniuc, Bascov, e, poate să iasă Filip, poate să iasă vreun purtător de cuvânt gen Cebotari. Îi strochiți frumușel cu apă, dar așa cu un jet de așa de cic și-am luat 50 de metri, suat mă, op! Piste chept așa e, piste chept. Spate că ne ești așa în regiunea asta, dar așa cum ei poartă mai multe măști și nu tare des sincer, evitați, cheptui totuși acolo să ascunde inima. Dacă ajungi la inimă, poți ajunge și la stomac, așa au zis Miguel de Cervantes. Încercați să întrebuințați poate aceste aparate și această duminică, pe 21 octombrie. Vot. Să vedeți cum funcționează, dacă tot. Eu, de exemplu, când cumpăr o bucată de aparatură, când încerc să fac un live, eu mai întâi pe mine mă testez. Și după asta vă arăt și vouă când-s gata. Așa și ieri trebuie să testez aceste mașini pe dânși, mai ales dacă au acum o ocazie minunată. 60.000 de oameni tot. Și de sniper, păi i-a apucat durca, a? Și vor trebui liniștiți. Iată. Dar dacă tot vorbeam despre Erdogan la început, hai să subliniem un lucru important. Țara noastră a fost vizitată acum câteva zile de un dictator care suprimă opoziția la dânsul țară, care elimină orice urmă de pluralism și democrație, care se înconjoară cu islamiști, care se înconjoară cu naționaliști, care convinge state mititele și vulnerabile precum Republica Moldova să extradeze persoane, dar Republica Moldova e mută și instituțiile statului sunt posta impotente în a explica ce s-a întâmplat, se încurcă în declarații și nu vor să recunoască că au comis o crimă împotriva drepturilor omului. Așa că e bine de ținut asta în minte, e bine să nu uităm asta atunci când se va întâmpla, să ne amintim de mulți, mulți ani după asta. Dar cum a fost Republica Moldova, Bunielu, povestește, cum a fost în anul 2018 când a fost asta, campionatul mondial de fotbal, cu ce era în Republica Moldova? Și noi spunem că Moldova continua să lupte foarte fragil pentru rămășițele democrației din această țară, cu varii metode. Unul crede că poate schimba și v-aș face un video pe Facebook, altul face o donație, altul contribuie în mod direct, altul la dânsul în comunitate schimbă ceva și instalează niște urne de gunoi unde se sortează gunoi în satul Râșcova, raionul Criuleni. Varii metode există de a lupta cu caracatița, cum a zis domn Valeriu Munteanu. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru atenție, apreciez enorm, așa și nu m-am uitat dacă m-au urmărit sau nu oamenii, sper că mai fost câțiva oameni care m-au urmărit live. Reamintesc că emisiunea Lumina poate fi susținută pe patreon.com/fedot cu contribuții lunare, puteți contribui măcar și $1 pe lună, măcar și $0.50 pe lună. Pentru mine asta înseamnă foarte mult. Eu reușesc să am o comunitate de patroni cu care să împărtășesc anumite adevăruri din viața mea. O comunitate de patroni pe care îi mai invit la câte un spectacol de-a meu, apreciez și recunosc că există în cea mai mare parte datorită lor. Dacă se întâmplă să aveți un lișnii $1 pe lună, îndrăzniți să vă gândiți să îi donați lui Andriuha Bolocan. Eu sincer îl cunosc pațan, el dacă zice, el zice, dar dacă face, înseamnă că o zis. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție, vă doresc o sfârșit de săptămână cât mai ciotcos. Eu cred că e timpul să mă duc să văd și face Noua, copilul meu. Am un băiet. M-ați felicitat încă nu? Aveți ocazia să faceți în comentarii. Dați vă rog un like ca un semn de la revedere pentru acest video, dați vă rog un share, lăsați un comentariu cu o rimă la cuvântul Erdogan sau la cuvântul Dodon. Și hai să ne vedem atunci când să ne revedem. Pupicei, numai bine, sănătate!